Și avem nevoie de un polițist, domnul Nucivanu. Da, nu mă uiți, avem aproape full armuri de polițiști. Hai, bine v-am regăsit la doza zilnică de Skincraft, pentru că astăzi facem ceva diferit. Nucivanu s-a trezit, este și el în oraș și vom alege primul polițai din Skincraft. Mai avem probleme cu criminalul acela, lipsește un pistol. Chiar este nevoie de un polițist, pentru că oamenii fac numai fără de legi. O să vedeți că am o surpriză pentru voi. Mi-am construit puțin și din căsuță și am niște haine noi pentru primar. Ia fiți atenți aici unde le-am pus, mă. Ia fiți atenți aici, frumos. Și ia uite, mă. Wow, arăt ca un primar sau nu. Bun. Și avem un backpack special cumpărat cu fondurile primăriei și este plin de echipament pentru poliție, pentru că altfel n-ar funcționa poliția. Avem o groază de arme, avem heavy rifle. Ia să luăm și noi, cred că advanced bullet, nici nu știu cum funcționează, că n-am tras ea. Wow! Ok. Foarte bine. Așa, punem la loc, punem glonțișoarele la loc și hainele, vreau să le fac o surpriză oamenilor ca să devenim domnul primar. De asemenea, nu uitați de like și de subscribe pentru că sunteți fani Skincraft. Hai să vedem. Ia uitați noua noastră casă. O să ziceți, mă, ce e casa asta? Dar aveți puțină răbdare pentru că am muncit puțin de tot la casa aceasta, nu este gata. Deci observați stadiul în care se află. Arată bine. O să fie foarte interesantă, foarte tare designul, ok? Dar ea o să fie pe două etaje, o să vedeți că o să vă placă. N-am vrut să fac direct toată casa dintr-o bucată, o să progreseze ușor. Momentan trebuie să înlocuim podeaua, adică parchetul, și avem ceva surprize aici. What? Pistol? Șantier în lucru ăsta, eu l-am pus, dar nu era pistolul când am construit casa. Mă, e grav. Usanity infractor. Pare că vrea să mă duc aici, sau? Mă, ce se întâmplă? Opa. Cred că aia era tot. Și mă, tunelul ăsta. What? Dai puțin. Aveam în... cred că am pus în chest. A, nu, uite ăsta așa. N-au de ce să fie... Asta e cagulă? Nu mai înțeleg nimic. Stai puțin. O să discut cu cetățenii. Eu azi noapte am construit puțin eșantier în lucru, da, casa. Și okay. M-am trezit și vreau să-ți prezint ceva. Vino. Hai că vin. Ia. Ia vezi aici. Ha, ha, ha. Bă! Ce aia? Asta... Deci asta este o amenințare la adresa primarului? Sunteți amenințat, domn primar. Dar stai puțin. Asta nu e arma care lipsește. Deci trebuie să... Nu, aia era roșie din câte am auzit. Fii atent. Da. What? Ia uite-mă! Deci, tu nu ai fost cu noi, dar am reușit să găsim armura criminalului și am găsit și pistolul, dar, foarte important... Nu au vrut să-mi dea pistolul. Cineva din oraș este criminal și în care pistolul era un pistol roșu. No. Deci orașul ăsta este o debandadă totală. Nimeni nu respectă nimic, fură, tot se bat. Clorna ești acasă? Fonzo a avut pistolul, dar după aia l-a aruncat. E grav rău de tot. Să înțeleg, domn primar, trebuie să mă pui la curent. Deci s-a furat pistolul, de fapt s-a găsit pistolul și toată armura folosită și după l-a furat Fonzo. Vino puțin cu mine. Stai așa. Și pentru mine un scaun mic. Așa. Bun, perfect. Dar de ce e invers? Cred că am uitat în chest. Nu știu de ce stă scaunul așa. Am eu o carte specială aici. Gata. Cred gata, că am pus-o în chest. Aici e. Cartea specială. Opa! Bun. Domnul Nucivanu, doar stați jos. Deci, eu am notat în cartea aceasta câteva informații vitale. Vreau să vă uitați și să citiți. Acum stați un pic că nu vine cartea la mine. Am aruncat-o prea departe. Gata, am luat-o. Bun. Ok. Deci, 13 august 2023. Exact, am interogat... Spuneți că eu citesc în minte. Am interogat oamenii care au fost amenințați de către criminal
și am adunat câteva informații. Ok? Veți vedea că face parte din organizație și că se va reîntoarce. Lista amenzi, Fonzo, săpată teren primar de 3 ori. Fonzo a făcut tuneluri sub pământul meu aici, sub plot, și nu pleca. De 3 ori l-am notat, păi trebuie amendat. Și de ce ar face el tunel secret dacă n-are ceva de ascuns? Deci, eu interogam oamenii ieri, cum stau cu dumneavoastră acum, și deodată sub scaunul meu a săpat Fonzo. Da, nu, e clar ceva foarte dubios, ceva, la Fonzo. Primul ceva suspect. E dubios, ceva e dubios acolo și mai dați prin pagini. Ok. Avem și cetățenii de onoare. Hopa, Bogdan, armură, ce înseamnă asta? A găsit armura de criminal. Ok, Clorna orașul. Clorna a găsit locația orașului respectiv. Și Ștefan pistolul. Da, exact, Ștefan a găsit pistolul. Trebuie... L-a luat domnul Fonzo, după aia la mare grijă. Adică? Okay, vă ascult. Păi, dacă printre cei de onoare se află exact criminalul și ar avea cel mai bun alibi. Apropo, foarte important, vedeți că e pe o pagină o listă cu multe nume. Da. Acolo am notat toate numele persoanelor care au fost prezente de față când am găsit pistolul. Adică una din persoanele respective trebuie să-l dețină. Că ok, nu să... mă ajută mult. Deși sunt mulți dintre ei, majoritatea din oraș, da, mă ajută. N-au vrut să dea pistol, așa că i-am notat pe toți pe o listă. Ok. Și acum cineva din oraș are pistolul. Și nu se mai poate așa, domnul Civanu. Deci, cu fondurile, o să le explic și celorlalți cetățeni, cu fondurile primăriei, ok, am accesat... Stați că am aici special câteva unelte speciale, deoarece avem nevoie de un polițist, domnul Nocivanu. Chiar asta voiam să vă spun și v-am spus de ceva timp. Orașul are nevoie neapărat de pază și protecție non-stop. Ia uitați dumneavoastră ce am eu. Deci s-o speria toți, cred. Răufăcătorii. Mamă, uite-te cât de mișto e, se vede pe lunet aici. Răufăcătorii vor înceta. Nu intră nimeni pe terenul meu. Nu intră nimeni aici. Nimeni nu mai intră. Cu crimă, domn primar. Voi face eu de ordine, să mai poate. Voi face eu crimă dacă nu încetați. Deci ne omorăm, liniște. Bun, deci situația este, spuneți-le. Situația este în felul următor. Mă ascultă toată lumea. Da. Nu se mai poate în orașul acesta. După cum bine vedeți, am încercat și am construit și eu puțin la căsuța mea și m-am trezit că cineva mi-a plantat un pistol pe teren. Ok? Deci criminalul... Am fost și eu martor. Alt pistol, pentru că mai este încă un pistol la unul dintre voi. Țineți minte că ieri am căutat și am găsit armura criminalului. Pot să vă spun ceva. Am auzit pistolul astăzi în oraș. Bun. Ajungem și acolo imediat. Imediat vom ajunge și acolo. Așa că nu se mai poate în orașul acesta. Domnul Fonzo, nu știu dacă este prezent, trebuie amendat de ieri și vom avea nevoie curând de un polițist. Așa că corect. Folosind fondurile primăriei, am achiziționat câteva unelte importante pentru polițiști. Armuri, arme, bastoane, puști. Deci, cine nu este cu minte și nu se potolește, ok, va avea de-a face un domn polițist, da, sau o doamnă polițistă de fapt, dar va trebui să mă decid cine dintre voi este capabil pentru așa ceva să fie polițist. Ia să vă auzim. Îmi pare rău că vă întrerup. Înainte de toate aș dori să vorbesc în particular cu dumneavoastră, să plece toată lumea, pentru că am să vă spun o informație top secretă. Petrecere la mine acasă, haide toată lumea! Haide, libera sterenul! Haideți aici, domnul Clorna. Da, să vă pun și dumneavoastră un scaun. Înainte să discutăm despre criminal, stați puțin, înainte să vă spun despre criminal, voiam să vă întreb ce părere aveți de noul meu costum. Ia. Este bine? M-am echipat drip. Pentru un primar. Pentru a fi un primar adevărat. Superb. Bun, dați-mi voie să mă așez pe tronul meu de aur. Așa ce țanțoș. Aulez, dar de unde ți-a cumpărat așa scaun scump? Domnul Clona, nu mă simarați. Bun. Deci,
Deci, domn primar, trebuie să vă spun ceva foarte important. Ați văzut și dumneavoastră, aveți o listă cu o grămadă de oameni în care nu aveți încredere. Așa că, unul dintre ei este hoț. Nu putem avea încredere în niciunul dintre ei. Vă propun. Cineva ce se construiește pe aici? Aici, cineva. Cineva ceva aici. E în regulă, domnul Civanu. Stați că folosesc nasul, domn primar! Am un nas foarte bine de domnul spartan. Domnul Civanu, Clorna, că știu... Nu putem discuta aici. Cred că... Nu, trebuie să plecăm. Hai, Clorna. E aici! Cine? E aici! Cine? Nu știu, nu-l văd, a fugit! Cine? Cum la mine sub casă! Asta stă pe aici, stă pe aici, pe perete! Doamne, doamne, v-am explicat... Râde! Îl aud că râde! V-am explicat, domnul Civanu, că nu suntem în siguranță. Nu se poate, nu se poate, deci aici... Non-stop deci, se sapă sub casa mea. Repede, repede, sus, domn profesor. Ok, bun, hai să ieșim de aici. Domn profesor! Profesor! Urcă domn profesor! Hai, da, stupați la loc, stupați la loc. O să ies din funcția de consilier al dumneavoastră. Aveți deci încredere în mine. Deci vă oferiți polițist. Nimeni în orașul ăsta nu o să mai miște un deget ilegal vorbind. În rest o să fie pace, ordine, toată lumea o să fie fericită. Dacă mă puneți pe mine în funcția de polițist, vă promit ordine, disciplină și dacă ceva se întâmplă aiurea, pușcărie pentru cel domnul care face chestii. Ridicați-vă puțin. Dați-vă armura jos. Ok. Să vedem cum vă stă. Opa! Hopa! Wow! Mere bine cu culoarea roșie, domn primar, zic eu. Hai să vedem ce mai are. Domnul Clorna, haideți să vedem cum vă stă dumneavoastră. Ia, mie nu stă așa bine. Opa! Wow! Omul junglei polițist. Okay, okay. Tot costumul, te rog. Domnule Civar, nu pot să vă dau încă tot costumul. Nu pot încă. Dați-mi înapoi. Deci voi lua în considerare cererea dumneavoastră. Trebuie să discutăm și cu ceilalți concetățeni ca să fie cu toții de acord. Eu am vrut domnul Clorna amezat. Eu am vrut să înțelegeți că am uitați domnul Clorna aici, să vedeți dacă vă stă bine. Deci eu am achiziționat cu fondurile primăriei mai multe unelte, arme, armuri, ca să puteți face față. Ok, haideți să discutăm cu ceilalți concetățeni, vă voi propune pe dumneavoastră. Ce ziceți domnul Clorna, este ok? Dar să nu aveți prea multă încredere în ei. Eu cred că Nocivanu ar fi cea mai bună alegere, pentru că eu un om sincer, pus pe treabă, asta e problema. În oraș nu este nimeni care pus pe treabă, adică serios. Dumneavoastră ați mai fost și în orașul anterior, Nocivanu? Da, acum mult timp am fost. Da, Clorna. Ok. Aveți ceva de spus, domnul Clorna? Pot avea încredere în domnul Nocivanu? Cel mai bun polițist din lume! M-am uitat la televizor acasă și am văzut un film de comedie, fain, nu? Deci nu aveți idee cât mă bucur că mai are experiență ca și polițist. Bună ziua, bună ziua! În primul și în primul rând, deci în momentul ăsta liniște de plină. Cine vorbește din momentul ăsta o să fie rău de tot. Domnul primar are un anunț pentru voi, ascultați-l, vă rog. Primul anunț este acesta. Îmi stă bine la costum sau nu? Perfect, vă stă domnul primar. Super. Ia ce buton e țanțo și are. Anunțul este următorul. Cu bugetul primăriei s-a cine achiziționat cu diamante. Hai, spuneți domn primar. Cu bugetul primăriei s-a achiziționat acest ghiozdan, să zicem așa, era zic pe engleză backpack. Și în ghiozdanul acesta avem aproape full armuri de polițiști, haine de polițiști, mai bine spus, de trafic, haine speciale pentru luptă, ok? Și avem multe arme și gloanțe. Și grenăți, desigur, dar avem nevoie să alegem un polițist. Ce s-a întâmplat? V-am făcut cineva o poză, sunteți frumos rău de tot la costum. Doamnă Fanny Sal, de ce faceți poze fără ca domn primar să vă permită asta? Mi-a plăcut poza aceasta, să știți. Domnul Clor, ne-a vedeți poza. Fine. Haideți să inspectăm cu nasul. Ați apărut și dumneavoastră. Am ieșit păstrii în cadrul domnul Civan. Nu mai construiți aici. Ia să vedem ea. Uitați-vă și la poza cealaltă, domnul Clorna. Wow. Ce frumos. Ce bun. Ce aia? Bun. Haideți să vă explic gândirea mea prima și prima dată. De asemenea, mă bucur să o văd pe domnișoara Lucia. Este și dânsa prezentă, trebuie să vorbesc. Mă bucur. Trebuie să vorbesc cu domnul ei după, dar bun, pentru început va fi un singur polițist. Nu vom angaja mai mulți polițiști, pentru că va fi un polițist, după care vor avea loc câteva probe speciale pentru angajarea mai multor polițiști. Problema este în felul următor. Nu prea pot să am încredere în voi,
Pentru că cineva încă are pistolul de criminal. Plus că mi-apar arme în casă. Cred că știu. Nu știu cine le plantează, dar. Pentru început, vreau să știu părerea voastră în legătură cu domnul Nocivanu ca primul polițist. Da. Nu văd foarte încrezători. Mâna dreaptă de primar, boys. Eu iert în trecutul. Nu ochidoși în trecutul ăla. Dați-mi voie să pun o întrebare. Dați-mi voie să pun o întrebare. Eu fiind nou în oraș, nu cunosc istoricul din orașul anterior, dar domnul Clorna m-a asigurat că în orașul anterior domnul Nocivanu a fost un polițist de succes. Așa este? M-a salvat efectiv de la Lucky. Lucky a vrut să mă asasineze de vreo 2 sau 3 ori. Și domnul Nocivanu m-a salvat. Adică dacă nu era domnul Nocivanu, nu știu dacă mai eram pe aici, sincer. Liniște, vă rog. Nu mai plângeți ca bebelușii. Fanny, dacă mai plângi ca bebelușul, ne supărăm. Gata, domn primar. Bun. Deci, domnul Nocivanu, vedeți că este deja încărcat cu bastonul să vă pregătească. Bun, acum eu vă voi prezenta foarte rapid cum va fi dotată poliția din Skincraft. În primul și în primul rând avem o pușcă pe care ați văzut-o aici cu lunetă. Deci chiar dacă va fugi criminalul la distanță, pușca vede foarte departe. Pe lângă pușca aceasta, imediat, avem o armură specifică. Nu, Fanny, nu o să testezi. Avem o armură specifică, ok. Oh, de la rutieră. De la rutieră. Deși momentan nu avem. Urmează în viitor mașini. Într-adevăr, în viitor mașini și de poliție și pentru cetățeni. Vom interzice zburatul, pentru că altfel nu ar mai avea sens mașinile. Și vom lucra și la niște străzi, dar asta pe viitor. Nu mai puneți nisip, care vă rog. Care pune nisip? Ok, deci dacă văd cine face chestia asta, o să fie primul care intră în închisoare. Yay! Și eu vreau. Bun. În închisoare, nu? Haideți să vă prezint a doua armură. Înainte să mă băgați, am informații. Dar o să tacă. Se vorbește după, da. Avem armura aceasta, care... Armura aceasta este foarte rezistentă, ok? Pe interior are ceva metal, ceva foarte specific și îți va permite să reziști la foarte multe lovituri, ok? Bun, asta este a doua uniformă. Mai avem una singură, imediat o să vă arăt. Aceasta este înainte clasică de polițist. Înainte să continuați, domn primar, da. Haideți un pic să-i ascultăm și pe cetățeni, că dacă nu o să se supere. Okay. Haideți să-i ascultăm pe rând. Vrea cineva să zic... Eu împreună cu Jakey și Ștefan. Sunt mai neadevărat. Avem niște informații foarte importante. Dar rapide, dacă... Da, rapide, ferișorul lui Clorna a fost omorât și domnul... De tine, ferișorul lui Clorna. Domnul Bogdan a descoperit asta pe plotul lui. Damilor, omorât, domnul ce s-a spus pe plotul lui? A venit domnul Bogdan și mi-a făcut chestul acum, poate să... Domnul Bogdan a venit la noi, nu eu. Chestul de-abia acum a fost. Ok, suficient, Fanny, salt. Acum, Lucky, te ascultăm pe tine. Mă acuză că a omorât pe domnul Benone când Fanny Salda a omorât. Cine este domnul Benone, Bogdan? Domnul Benone, pericul meu, domnul Nocivan. Nu se poate. Da, mă acuză ca să poate să scape. Jakey îl ajută pe Fanny, mai pe scurt. Mai multe discutăm după, dacă o să fiu ales polițist. Domn primar, puteți continua. Am vrut să văd doar ce se întâmplă pe aici. Da, nu mă uiți, dați-l afară pe primar, vrea să ne urmărească. Sunteți bine cu toții? Am vrut să vă demonstrez. Am vrut să vă demonstrez. Domnul Lucky. Asta nu a fost din greșeală. Nu a fost din greșeală. Haide un pic cu mine, Lucky. La pușcărie. La pușcărie. Unde a rămas cartea? Gata, în sfârșit se servește dreptate. Ok, domn primar, hai să ascultăm domn primar toată lumea. Bun, deci aceasta a fost o grenadă. Da, în caz că nu sunteți cuminți, domnul Nocivanu va folosi în calitate de polițist. După care avem și un pistol clasic. Ok. În mine. Aproape era să mă nimeresc, domnul primar. Nu, stați liniștit, vă rog, stați liniștit. Nu sunt criminal. Antrenat. Bun, mai este și o grenadă serioasă, dar nu o pot folosi aici ca să vă demonstrez. Ok. Da, așa. Nu se poate aia, știu și eu despre ce vorbiți. Sau haideți să o testăm dacă tot doriți foarte tare. Fugiți! Hai toți la grămadă! Hai, rupă grenadă! Vreți să mă băgați la pușcărie? Ok. Bun, domnul Nocivanu, a rămas la dumneavoastră cartea? Da, a rămas la mine, o doriți? Bun, trebuie să-l treceți pe domnul Lucky.
pentru amenzi, pentru că okay. nu are stare. Acum, și să nu mai menționez că cineva săpat sub casa mea adineauri și încerca să asculte ce vorbeam cu domnul Nocivanu. Tot Lucky. Ah, tot Lucky, ok, trece-l din nou acolo pe listă. Nu, poate nu este, el se acuză între ei, nu. Bun. O să inspectez eu, domnul primar. Deci, domnul Nocivanu... Domnul Civanu va deveni într-un timp foarte scurt primul polițist din oraș, dar înainte de asta și înainte să-i înmânez backpack-ul acesta pe română, ziceți repede Ghiozdan, vreau să anunț că în dreapta aici, după cum bine observați, se termină drumul. Bun, yes. Aici se termină drumul. Noi dorim să extindem drumul cu un pod, da? Și după pod vom face... Primăria plus secția de poliție. Acum, primăria are și ea un buget care nu este chiar nelimitat și dorim să oferim 200 de diamante pentru construcția podului. Deci, dacă avem oameni talentați la arhitectură și doritori, da, orașul are nevoie de construcția unui pod aici. Contractul este de 200 și de diamante. Și o informație importantă. Da. Da, două persoane, să spuneți, domn primar, să nu uitați. Două persoane, 100 cu 100 de diamante, da, la fiecare persoană. E rău. Și este nevoie de un pod drăguț care să treacă peste apă. După care, vor mai puțin cer. Poți să anunți ceva? Da, spuneți. Da, și ăsta okay, e. Ok, deci, alea două, cele... Asta, sincer. Da, deci, am un anunț extrem de important pentru toți membrii SkinCraft. Cei doi, dacă fac o treabă excelentă, 50 de diamante fiecare, fiindcă... Eu în momentul actual am 1000 de diamante și n-am ce face cu ele. Deci plusați și dumneavoastră cu diamante. Ok, foarte frumos din partea dumneavoastră. Bine! Foarte bine, deci domnul Funny Salt este un cetățean de onoare. Așa că dacă zicem. Așa ușor, domn primar, cetățean de onoare, nu cred. Dacă avem doritori printre dumneavoastră, vă aștept și vom discuta în viitoarea mea casă aici la birou. Da? Poate fi și doar o persoană, dacă doar o persoană se oferă, dar în doi este mai ușor, mă gândesc. Acum, haideți să îi mânăm domnului Nocivanu, o secundă. Așa. Domnul primar, putem vorbi între haideți la mine aici ca să nu fure cineva Ghiozdanu. Cam multe secrete. Hai să închidem ochii. Așa, haideți la mine aici că se va fura. De asemenea, stați puțin. Veniți toți aici la mine. Toată lumea. Să-mi explicați ce e asta. Mamă, ce mă asta? Ce caută pistolul acesta la mine în casă? Eram sigur că asta o să se întâmple. Cine l-a mă pistolul? Mi-am dat seama că avem hoți printre noi, asta e clar. Nu e problemă, pistolul e pistol. Domnul Nocivanu se va ocupa. Dar de ce sunt invizibile? Ok. Ce să fie invizibil? Era invizibil în chest. Nu, mi-apărea o bară neagră atât. Nu știu ce să zic. Cred că halucinați dumneavoastră. Vă rog să eliberați puțin zona, că deja acum este prea suspect. Aici vă invit afară pe toți. Bun. O să vorbesc cu domnișoara Lucia imediat. Am încredere. Așa, domnul Nocivanu, dați-ne un moment și nu mai săpați sub plot. Plăcere. Nu mai săpați! Bun, și asta ce, Doamne iartă, mă e. Ok. Hai să ascultăm aici. Uitați, domn primar, Nocivanu, dați-mi o dată ca să pot să am grijă de ei, că nu mai pot. Vă mulțumesc mult pentru încredere, o să fiu devotat acestui oraș și vă promit că din momentul ăsta o să-mi fie greu, nu reușesc din prima, pentru că vedeți cu cine avem de-a face, o să încerc să instaurez ordine și disciplină. Mai este acesta. Și mai am așa, luați Dar puteți să țineți și dumneavoastră să vă apărați. Normal. Uitați, vă dau așa sau un pistol, doriți mai bine? Da, un pistol, primar, un pistol. Nu uitați, deci, domn primar, am luat pistolul. Bun, dați-mi-l înapoi și aveți aici. Și vă dau și multe gloanțe. Domnul deci, Clorna, tu ai furat? Da, l-a luat din chestul ăla ca să nu fure niciun cetățean repede. I-ați dat și gloanțe, ok. Și luați asta, acesta înapoi. Perfect. Bun, și ok, pistolul o să-l păstrez eu, am și armura. Și am și glonțul. Domnul Civanu, vreau să vă... asta, să facem noi așa. Să trăiți! Vreau să vă înmânez... Wow! Haideți să spargem ierba din casă. Vreau să vă înmânez ceva important, domnul Civanu. Da. Stați așa. Dumneavoastră veți analiza acestea, vedeți dacă găsiți amprente sau alte lucruri dubioase.
Au fost ale criminalului acestea. Ok. Și le-am lipsește... luat pe toate, sunt la mine în inventar. Lipsește un pistol roșu, trebuie. Avem geamuri la casă. Da, avem geamuri la casă. Așa și? Domnul Nocivanu a devenit oficial primul polițist. Însă am rămas și eu cu o mică, o mică unealtă de autoapărare. Mitraliera acolo în mână. Dar vreau să mai vorbesc ceva cu domnul Nocivanu. Și cu domnul Clorna, așa că dați-ne un moment. Am înțeles, Q-Sanity infractor D. D. Și pare că ne duce aici, veniți după mine. Da. Opa! Uitați-vă aici. Cagula. Ce înseamnă asta, domnul Nocivanu? Păi de prima oară când se vorbește despre o cagulă. Până acum am vorbit doar despre așa ceva, vedeți în mâna așa mea. Așa este. Așa dar este. Acum este vorba despre un alt răufăcător. Dar eu am înțeles că este un semn de la hoți. La frate, domnul Clorna. Dă-mi cagula, Clorna, te rog. Domnul Clorna, vreau să vă puneți cagula să vedem. Dați aici să vedem cum iese născut. Mâinile sus, infractorule. Primul infractor în schimb. Infractorul vreau să trimită un semn, boys. Deci sigurat. Deci ceva e în regulă. Este o organizație, domnul Nocivanu. Asta am vrut să vă arăt. Exact. Este la dumneavoastră. Eu cred că mai degrabă nu este o organizație. Cred că sunt mai mulți cetățeni care cred că pot face orice și mai mult trolează, dar unii dintre ei sunt și periculoși. Cred că asta este mai mult. Aveți dreptate. Dar are sens ce spune domnul Nocivanu. Vreau să vă întreb pe alt subiect. Da. Dacă fac skin-ul meu aici, este ok? Da, mai este spate perfect, puțin. Da. Bine, am înțeles că ploturile oricum o să putem să le extindem în spate. Păi da, dumneavoastră puneți un preț, momentan cred că ar fi ok undeva între 5 și 10 diamante per liniuță din asta. Așa este, că m-au și întrebat câțiva cetățeni. Ce căutați aici, domnul Farisalt? Avem un anunț, toți am venit. Domnul Farisalt! Okay. Toți am fost, domnul Farisalt, faceți-vă treaba! Proprietate privată. Am nevoie de camere, am nevoie neapărat de camere. Uitați, Clorna, uitați ce era pe plotul Lucky. Ok, stai. Nu, de ce în momentul ăsta, putea să fie ceea ce se întâmplă în acest oraș este nebunie. Nici măcar n-am atins-o. Toți plecați acum și vin eu și vorbesc cu voi în două minute. Nu aveți voie pe plotul primarului. Deci aveți că treci la două ploturi distanță când are. Trebuie să instaurăm puțină ordine și disciplină. Exact, nu vedeți, toată lumea face orice. Eu cred că veți avea nevoie și de un mic ajutor. Adică încă o persoană. Probabil. Bun. Da, mă voi descurca. Mai aveți nevoie de mine, domn primar? Nu, este gata. Ok, momentan. Domnul Clorna, dacă puteți veni cu mine să vorbim ceva între patru ochi. Bun. Deci cred că 5 diamante pe extinderea de... pe fiecare bloc. Hai să vedem. Ok, am nevoie de ajutor. Bun, unde este domnul Sare? Pe plot, la Clorna. Pe plot, la Clorna? Domnul Sare! Domnule Rafael, am nevoie de ajutor. Stați așa că se aude ceva dubios aici. Basti, bun, domnișoara Lucia, haideți cu mine. Da. Poți să vin și eu cu Lucia, că o iubesc. Poftim? Nu pot să vin. Asta discutați cu dânsa în privat. Okay. Deci deja se înfiripă dragostea în orașul acesta. Bun. Deci vom sta aici. Domnișoara Lucia, casa mea este încă în construcție. Vă invit să luați un loc. Bun, deci, dumneavoastră încă nu aveți un plot, corect? Așa este, am ajuns ieri și nu am plot încă. Bun, nicio problemă. Primăria vă va oferi un plot, însă acesta este de 10 pe 10, cel mai mic. Oh, Doamne Sfinte. Am o întrebare, repede. Unde este domnul polițist? Repede, am nevoie. Nu știu unde este domnul polițist și nu aveți voie să călcați în plotul acesta. Mă doare capul cu acești oameni. Bun, deci primăria vă oferă un plot de 10 pe 10, care este destul de mic, sincer, și v-aș sfătui să-l extindeți măcar la un 20 pe 20 minim. El costă un diamant pe fiecare extindere, adică 10 pe 10 este gratuit și puteți plăti maxim 15 diamante, ok, pentru 25 pe 25. Haideți cu mine să vă arăt puțin câteva exemple. Ok. Lucia nu are plot deloc, deci trebuie să o ajutăm. Plotul meu, după cum bine vă uitați, este 25 pe 25. Adică din partea aceasta până în cealaltă parte, 25 de blocuri. Bun. Acum, veți veni cu mine. Ce se întâmplă aici? N-am zis. Da, glumeam și noi, ne jucam. Ok. Haideți cu mine să vă arăt. Acesta este un plot de 10 pe 10.
Deci, după cum bine observați, nu cred că o să vă încânte acesta. Dar a fost al lui Lucky și poate fi extins, însă poate fi extins până la 19 blocuri, dacă zic corect, pentru că trebuie să rămână 5 blocuri între ploturi, ca idee. Și în spate de tot... Ok. În spate de tot la domnișoara Oana... Ia să vedem, domnul Bogdan și-a construit ceva pe aici. Acesta cred că este. Al domnului Bogdan, ok. Bun, deci la domnișoara Oana... Sunt 20 de blocuri, dacă zic corect. Nu cred că și l-a extins. 20. Deci cam așa arată un plot de 20 de blocuri, domnișoara Lucia. Și îmi veți spune dumneavoastră cam ce ofertă v-ar interesa. Păi eu construiesc de obicei foarte mult și aș vrea cât de mare posibil. Să... Pare n-ar merge să mai pun un plot aici pe apă. Deci vreți 25 pe 25. Hai să ne gândim atunci. S-ar putea, cred că cel mai bine ar fi lângă domnul Bogdan aici, o dată. În capătul celălalt va fi podul. Da, cred că lângă domnul Civanu nu cred că merge. Nici nu știu unde a dispărut. Da, acolo cum e apă, deci putem pune un plot foarte ușor. Da, e acolo plan, punem, da. Deci asta e tot ce vreți să-mi ziceți. Domnul Civanu. Da, și-am mai încinat și un chest pe plot. Da, domn primar. Domnișoara Lucia aici de față dorește un plot de 25 pe 25. Și vreau să vă întreb, lângă noi acolo se mai pot face ploturi sau sunt doar ale noastre? Să fie vecină cu dumneavoastră. În continuare se mai pot face ploturi, dar să avem grijă să păstrăm puțin și râul cumva. Dar da, se mai pot face încă. Ok. Ia veniți domnișoara Lucia, să vedem dacă vreți în continuare aici lângă... Lângă domnul Clorna nu merge pentru că o să vrea să-și extindă plotul în spate. Deci ploturile pot fi extinse în spate mereu. Da, da, da. Nu știu exact cât de mult, dar rămâne de văzut. Însă aici ar fi o idee să cumpărați dumneavoastră. Și ar trebui nivelat ca să se continue drumul practic. Da. Și să faceți lângă, cum preferați. Preferați aici, da, sau lângă domnișoara Oana? Așa. Deci preferați aici. Bun. Păi va fi puțin complicat momentan. Ia stați puțin. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5 blocuri. Distanță minim. Și voi pune niște lemn așa să notăm. Deci de aici va începe 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Și aici o să notăm cu lemn. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ar veni aici. Așa. Acestea trebuie scoase. Și cred că ați prins ideea. Deci de aici se va continua așa. Trebuie să faceți dumneavoastră un gard ca să delimităm cel mai bine plotul. Se va lipi așa și avem 1, 2, 3, 4, 5 și de aici ar trebui să fie. Și e perfect. Bun. Superb. Cu plăcere. Dacă aveți nevoie de ajutor, putem discuta cu... Să spunem așa câțiva cetățeni. Este cam complicat aici. Perfect. Amă, și trebuie extins drumul. Da, trebuie să... Poftim? Da, am vorbit și eu cu dumneavoastră dacă pot să facă ceva și a zis că nu se poate. Ce anume să faceți? Am vorbit aseară. Aveam și eu plot și a zis că... Voiați aici. Da, păi aici. Nu am știut sigur atunci, pentru că domnul Civanu nu era prezent. Dar acum că a fost prezent și am discutat cu dânsul, ar trebui să fie ok. Acum, sincer, e ok și plotul dumneavoastră, nu e...
sfârșitul lumii. Oricum vom avea mașini pe viitor, deci ne deplasăm destul de repejor. Deci, domnișoara Lucia, acesta este terenul dumneavoastră, îl astupați și mai departe. O să încerc să vorbesc cu câțiva concetățeni, să extindem drumul, să mă ajute să nivelăm până în capăt, ok? Bun. De preferat, faceți un gard exact, nu neapărat de aceeași culoare, dar de lemn și să vă puneți și un semn, uite, domnul Civanu nu are, cu numele dumneavoastră ca să știm fiecare al cui plot este. Uite, pun eu aici, Nocivanul, așa. Bun, dacă mai este ceva, veniți și mă întrebați, ok? Bine, mulțumesc. Cu plăcere. Bun, domnul Caluga, haideți la mine în birou aici, ca să discutăm afaceri. Mă scuzați, casa mea este încă în lucru. Momentan nu este gata. Bun, bun, bun. Deci, situația este felul următor. N-ați fost în prima zi și nu e nicio problemă. Statul vă oferă, sau primăria vă oferă un plot de 10x10. Ok? Cu o extindere de până la 25 de blocuri. Ați văzut la domnișoara Lucia. Am uitat să colecționez plata de la domnișoara Lucia. Imediat. Dar 25 de blocuri în total și costă un diamant pe extindere de bloc. Adică, 10x10 este gratuit și 15 diamante maxim puteți să plătiți până la 25 de blocuri. Înțelegeți? Ok, da. Bun, dumneavoastră construiți mult sau aveți nevoie de spațiu? Da, nu neapărat. Ok, păi atunci am plotul perfect pentru dumneavoastră. Domnișoara Lucia, eu am uitat să colecționez plata. Am uitat să plătesc, da. Corect, corect, corect. Îmi dați dumneavoastră direct sau că spunea... Ah, ok, perfect. Da, da, da. 25, super. Da? Perfect, perfect. De fapt, nu, era... Nu 25, era 15. Stați, ca să nu vă păcălim aici. 15. Pentru 25 pe 25. Perfect, perfect. Bun. Haideți cu mine, domnul Caluga. Am plotul perfect pentru el. Chiar pe el îl așteptam. Mamă, s-a golit aici orașul. Ok. Trebuie să vedem cine construiește podul. Aia e problema. Bun, deci am plotul perfect pentru dumneavoastră. Eu zic că acesta este perfect. Ia uitați-l. Era fostul plot al domnului Lucky. Da, deci momentan extinderea în spate costă 5 blocuri pentru fiecare bloc, pentru fiecare linie, cum ar veni, da? Cu cât te duci mai în spate, da. Va costa 5 diamante, dar aici este 10x10 plotul. Eu vă recomand să mergeți pe 19, stați o secundă. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Deci până aici recomand eu să mergeți, este maximul 19, ok? 1, 2, 3, 4, 5, ca să rămână 5 blocuri între ploturi, da? Și atunci va fi și mai în spate. Va fi 19, vor fi 9 linii în plus, practic, în spate aici. Ce ziceți, vă interesează? Da, mi se pare perfect. N-am nevoie. Bun, super, super. Păi, dați-mi o secundă să-l și notez aici. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 11 asta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Are 11, ok. Era de 11. Bun, aolo, asta o să fie complicat. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Deci până aici vine. O să sap imediat. O să fie ok. Bun, 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 bun. Deci până aici este, ok. Și avem așa. 1. Ia stai puțin să facem. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aoleu, nu pot să spar copacul ăsta. 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Așa, notăm aici. Sau de fapt,
Notăm așa. Și ar trebui să lipească cu celălalt. Perfect. Deci acesta este plotul dumneavoastră. O să îl astupați eventual. Cred că ar mai trebui ridicat cu un nivel. Sau? Da, ar mai trebui. Cam asta o să fie, să fie cu strada, da? Și nici nu știu cum o să facem strada. Cred că de aici o să coborâm strada, sau? Bun, domnul Caluga cred că a ieșit, nu știu, a avut o eroare și o să dureze până revine. O să notez eu aici Caluga. Ok. Și vom face în felul acesta. O să-l ajutăm cu copacul. Ok. Perfect, perfect, perfect. Asta o să o ștergem, că nu mai e nevoie. O să rămână blocul acela. Ok. Vreau extindere de plot. Ok, imediat domnul Baști. Bun, deci vine așa. Așa. Deci, o să punem asta în pământ. Așa, perfect. Bun, 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 perfect. Deci am oferit domnului Caluga un plot. Trebuie să mai și plătească. Ok. Bun, domnul Ezi Baști. Ia să mergem la terenul dumneavoastră. Ok, domnul Ezi Baști. Ia uite ce frumos ați făcut aici. Cu fântâniță. Aveți urs polar. Wow, wow, wow. Ok, ok. Wow, casă modernă. Dacă îmi permiteți să mă uit și eu aici ce se întâmplă. Nu este mobilată încă din ce observ. Da, 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 foarte frumos. Cred că eu o să încerc să fac skin-ul în spatele casei. Poate îl mutați și dumneavoastră dacă aveți timp. Că vă blochează privirea, uitați aici, nu mai vedeți în față. Ok. Bun. Păi. Nu știu exact care este limita de extindere în spate. Dar eu știu că toată lumea pe plotul meu. Ia uziți ce ne transmite domnul Civanu. Sunteți chemați. Wow, domnișoara Irinuș. Deci domnul Ezi Baști, 5 diamante pe fiecare linie cu care o extindeți în spate. Ok? Deci inițial în laterale a fost ofertă pentru că era începutul orașului cu un diamant. Aici 5 diamante pe fiecare linie în spate. Vă gândiți dumneavoastră și veniți cu un răspuns. Ne cheamă domnul Nocivanu. Ia să vedem că făceam niște afaceri aici. Ia. Vă place sau nu joaca aceasta? Haideți cu un like, cu un subscribe. Ah, că e nebunie. Unde este domnul Nocivanu? Ia uitați-l, face legea domnul Nocivanu. Să trăiți, domn primar. Să trăiți, să trăiți. Uite, uitați, i-am dat și domnului Caluga. Domnișoara Lucia are teren. Și am discutat cu domnul Ezi Baști și mi-a propus, da, o extindere de plot în spate. Acum, care este limita, care ziceți, de extindere în spate? Eu zic că momentan 10 maxim la început și în fiecare zi, okay, mai crește, poate, sau cu timpul. I-am spus 5 diamante pe fiecare linie în spate cu care, fiecare bloc. Doresc și eu. Da, e perfect. Înainte și dumneavoastră de toate, doriți. Da, da. Domn primar, vreau să vă spun că am reușit cât de cât să aflăm. De fapt, am aflat multe informații și pe lângă, wow, asta am reușit să fac tot orașul să o ajute pe Lucia, benevol, adică complet gratuit, să-și facă plotul. Deci gratuit. Încet, încet devenim o comunitate care ne ajutăm și ne înțelegem. Foarte bine, mă bucur. Domnul Clorna, ce face pe aici, că nu ajută, observ? Se preface că ajută. Domnul Clorna, vă prefaceți că ajutați? Nu, eu chiar am ajutat și am pus foarte mult în colțul acela, am zis că este de ajuns. Am o treabă foarte importantă la mine pe plot, pentru că știți că mi-a fost omorât vărul, trebuie să-l îngrop. Îmi dați această oportunitate, domn primar? Așa este, ar trebui să facem un... Și zilele viitoare trebuie să vorbim ceva despre situația hranei în acest oraș, dar nu acum, în zilele viitoare, domn primar. Nu se mai poate. Trebuie să le îngrupăm, okay, cu toții pe domnul Benone. Exact, săracu. El va rămâne în sufletul nostru. Să rămână, Doamne ferește, mă duc să-l pregătesc, domn primar, să-l împai. Bun, 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 foarte bine. Condoleanțe domnului Clorna. Haideți să vedem la domnișoara
Lucia ce se întâmplă. Bun, se muncește de zor, se muncește de zor. Cine e aici sub pământ? Eu sunt. Domnișoara Lucia este sub pământ. Cred că m-am blocat. Nu mai puteți să ieșiți? Te salvez eu! Am reușit. Foarte bine, foarte bine. Auzi, până la urmă ți-am dropat dărtul, că iar m-am trezit cu 600 în inventar. Bun. Perfect. Hai să ajutăm și noi aici, puțin cu puțin. Superb. Păi înseamnă că nu ți l-am dat dacă ai doar 100. Bun, deci, domnul Nocivanu. Da. Nu am primit nicio ofertă momentan pentru construirea podului. Bun, nu ți oferă absolut nimeni. Ok. Diamante fac orice. Loki și Lucia, din câte am observat. Ar trebui de asemenea, domnul Nocivanu. Ar trebui să ne gândim puțin, domnul Nocivanu, pe lângă diamante, să primească și un fel de puncte de reputație în oraș. Ca să nu fie doar material. Păi hai să facem în felul următor, părerea mea. Toate joburile care încă nu sunt date, hai să fie în felul următor. Lucky și Lucia au dreptul să aleagă primii joburi, pentru că s-au oferit primii să muncească. Da, are sens. Deci după ce vor finaliza podul, vor avea șansa să obțină, nu știu, jobul de fermier sau jobul de bucătar, jobul de, nu știu, ce își dorește fiecare. Soție. Corect, așa este. Banii pentru această glumă, 50 de diamante acum, pentru că noi chiar discutam super serios, o amendă sau 25 acum sau 50 în 24 de ore. Pentru miștoul de aruncate. Oricum nu-i nimic. Da, 25 de diamante. Primăria va mai avea contracte. Vino cu a, că se fură. Primăria va mai avea contracte pentru construirea secției de poliție. Extinderea drumurilor, eventual asfaltarea drumurilor. Va fi pe diamante, mă bag. Da, va fi pe diamante și pe lângă diamante vom avea ceva puncte speciale cu care veți beneficia pe viitor. Ok? Să mă treceți la toate deja. Bun, deci avem două locuri libere, 100 de diamante cu 100 de diamante pentru pod. Deci doar două persoane maxim. Da, deci ar fi Lucky și Lucia, păi s-au oferit deja ei și după aia pentru drum să mai discutați, încă 3 persoane. Ok. Și cum să facem, domnul Nocivanu? Mă gândesc, pune primăria la dispoziție materialele sau? Da, ori se oferă, dacă se oferă ei să strângă materialele, atunci plata ar fi dublă, dar dacă vine primăria cu materiale, atunci se rămâne la plata respectivă. Ok, părerea mea. Are sens, bun. Ok, am terminat aici, trebuie să pună domnișoara Lucia gardul. Felicitări tuturor. Felicitări și vă mulțumesc foarte mult pentru... Da, Fanny, te poți oferi. Vorbește cu primarul. Păi când ne oferim? Acum, aici, cu primarul. Vorbește cu primarul. Ok, păi... cine mai vine la drum? Eu. Bun, nu, stați puțin. Okay. La drum ne trebuie doar extinderea sau o asfaltăm, domnul Cifanu? Ce spuneți? Păi eu zic că tot ce e momentan să fie măcar asfaltat și făcut frumos cu șanțuri, zic eu, adică ceva stairs și frumos să fie ca un soi de șanț, cu trotuar, cu tot ce trebuie, dacă este loc. Plus de asta, dacă se ocupă de drum, să înfrumuseteze puțin și drumul, gen flori și așa mai departe și aia. Ok. Are sens. Deci prima dată domnul Lucky cu domnișoara Lucia. Ca să discutăm puțin. La domnul primar acasă. Foarte bine. Așa, deci dumneavoastră vreți să vă ocupați de... Imediat să-mi notez aici. Contract. Construire pod. Ok, contract construire pod. Bun. Vom face în felul următor. O secundă, următor. Vă rog, să sigur, pun scaunul spuneți. Cum trebuie. Sigur. Pune. Da, nu știu, este un scaun stricat acela. Trebuie să-l loviți cumva ca să se întoarcă. Stați a plecat când îl loviți. Nu mai încercați o dată, dar stați a plecat. Ba nu, trebuie să funcționeze, stați a plecat. Așa. Aha. Bun. Ok, da, perfect. Da. Deci, mi s-a șters. Bun, deci mai notez o dată. Construcție pod. O secundă. Construcție pod. Așa. O să semnați amândoi. Dar stați să vă mai dau o dată cărticica. Vă treceți doar numele. Ah, ok.
Pe viitor va achiziționa primăria mai multe cărți și vom avea altfel de contracte mai bine făcute. Ok. Gata. Bun, 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 bun. Stai să văd. Perfect. Așa, luați și dumneavoastră. Aruncat. Ok. Ne trebuie un chest mai bine și o să vreau să luăm mai multe cărți ca să facem contractele mai șmecher. Așa, perfect, perfect. Și voi trece eu aici. Recompensa. Deci o să avem recompensa 200 și diamante. Și am înțeles că se dublează dacă facem fără... Da, deci recompensa este de 200 diamante, 100 fiecare, dar dacă aveți materialele dumneavoastră deja, așa, recompensa 200 diamante, 100 fiecare, dar dacă aveți materialele deja pregătite, atunci vom dubla plata, adică 200 de diamante fiecare. Perfect, perfect. O secundă să notez. Dacă aveți materialele deja, dublare recompensă. Bun, perfect, perfect. Acum n-avem un... Haideți cu mine să ne uităm puțin la locația respectivă. Cartea o să rămână la mine pentru evidențiare. Ok. Imediat, domnul Ezibaște, imediat. Deci, cam așa se prezintă locația. După cum bine observați, ne interesează un pod de piatră, aș spune eu. Probabil puțin arcuit, așa, nu știu dacă neapărat drept sau poate și da, drept. Da. Nu știu, să vedem ce idee aveți dumneavoastră. Acești copaci automat distruși, o să extindem drumul, da, o să discut și cu domnul Fanisal pentru asfaltare, pentru contractul nu, de asfaltare. Nu, m-am răzgândit, că am prea mulți bani și m-a supărat domn polițist, că mi-a furat ciubotele. Wow, o să discut cu domnul Nucivanu îndată. Bun, și ideea în felul următor, podul să străbată această porțiune de apă. Drumul acesta o să fie distrus după ce se construiește podul. Da, și da, piatră, poate cum este construcția de acolo sau ce preferați dumneavoastră. Domn primar! Da, da, da. Ce-i găura asta aici? Poftim? O bază secretă? Acum, eram cu Irina, deci eram cu Irina când am găsit-o. Hopa! Unde duce baza aceasta? Opa! Poftim? Duce pe plotul primarului. Pe plotul primarului! Hopa! Ok, lăsați-o așa. Nu atingeți. Toată lumea să evacueze locația. Toată lumea să evacueze locația, să discut cu domnul Nucivanu. Dar domnul Lucky, ați înțeles în mare parte. Nu știu unde este domnișoara Lucia. Deci ați înțeles în mare parte. Termenul de construcție nu este neapărat urgent, dar, nu știu, zilele astea, o săptămână, două, cum considerați. Așa, și dumneavoastră, domnișoara Lucia, cum ați prefera să facem? Strângeți dumneavoastră materialele sau vă decideți pe parcurs? Păi, având în vedere că eu n-am nimic încă, da, aș vrea să le primesc. Ok, ok. Dar nu știu cum vrea Lucky, poate el vrea altfel. O să haideți să le întrebăm și pe domnul Lucky. Domnul Lucky, cum preferați să faceți? Adunați dumneavoastră materialele sau vi le oferă primăria? Nu știu cum a zis Lucia. Eu am zis că aș vrea să le primim, pentru că eu nu am nimic și da, aș strânge da, pentru da. Mine. Știți okay. că diamante, da, asta e, da, materiale. Bun, atunci o să vă ofere primăria, probabil poate astăzi sau mâine cel târziu. Vă voi contacta și vă ofer amândurora materialele respective, da? Ok, perfect. Super, super. Aș putea să ajung și pentru drum, adică mă bag și păi nu, deja aveți un contract momentan. Trebuie să mai lăsăm și pe altcineva. Păi dacă termin la timp? Păi poate o să lucreze în timp cu dumneavoastră în același timp sau... Să vedem. Dacă nu se oferă nimeni, vă ocupați-o dumneavoastră. Dar poate se oferă altcineva să oferim oportunitatea și altor persoane, corect? Stai să vorbesc cu domnul Ezibaș și că tot așteaptă de ceva timp. Domnule Zibaști, mă așteptați cu diamantele în mână, haideți la dumneavoastră aici să inspectăm. Bă, dar multă treabă am ca primar, non-stop lucrez. What? Bun, domnule Zibaști, haideți să vedem cam despre ce extindere de plot este vorba. Bun, 10 rânduri, asta înseamnă 10 rânduri chiar este maximul, apropo, de extindere. Momentan și asta ar veni 50 de diamante. Haideți să vedem. Plata.
50 de diamante. Felicitări, domnule Ezibaști. Haideți să vă ajute domnul primar aici. Deci avem în felul următor. Haideți să numărăm. Deci numărăm așa. Una, două. Cred că o să punem... Aici o să extindem gardul unde pun eu dirt. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece. Deci dacă zic bine, avem una, două, trei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci până în gaura aceasta o să pun eu lemn jos. Ok. Și eventual săpăm și în lateral. Nu știu dacă aveți gardul pregătit deja, dar o să venim până în partea aceasta. Bam, 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 bam. Până aici. Și avem așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da, e perfect. Deci construiți până în lemnul acesta, practic. Aveți gardul deja? Mulțumesc! Bun, cu plăcere, cu plăcere. Acum dacă îmi dați voie că mai am alte treburi. Wow! Non-stop lucrăm, colecționăm aici bugetul primăriei. Mai am și eu diamante. Diamantele astea sunt pentru pod, dar vom mai face o nouă ofertă. Domnul Jakey, sunteți interesat de... În frumusețarea orașului prin asfaltare? Trebuie să ne gândim și la un buget. Nu știu buget. Ce să zic sincer. Deci sunteți pe gânduri. Domnul Fanisal, v-ați răzgândit dumneavoastră? Da, că e prea multă muncă și eu am deja destule diamante. Wow, aveți destule diamante. Ok, ok. Nicio problemă. Câte aveți, domnule primar? Păi primăria are... Câteva sute la dispoziție, 200 am plătit adineauri pentru pod, se va ocupa domnul Lucky. Și nu știu, pentru drum cât considerați că ar fi o sumă corectă? Este... Pentru care e mai dificil, rând? Drumul sau podul? Drumul este... Ok. Pentru deci... cei de rând, eu cred că 150 e destul. Cei de rând, adică și tratați. Deci 150 de persoană, da. pentru drum. Și să lucreze maxim două persoane. Nu, eu zic că 4 la drum. 4 persoane? Păi muncă ca să se arate foarte bine. Haideți să discut domnul Clorna să vedem ce părere are. Pentru la pod 2 ar fi ok, dar pentru drum că e mare. Ok. Doar zi. Bună ziua, domnul Clorna. Ce hoinăriță ești, domnul Clorna? Bună ziua, domn primar. Mă scuzați, eram în mintea mea și ce-ați spus? Haideți, dați-mi voie să intru aici la dumneavoastră să purtăm o discuție. Haideți. La noua dumneavoastră casă. Exact, domn primar. Wow, arată foarte bine în peșteră aici. Deci, domnul Lucky, v-ați auto-invitat la domnul Clorna în casă? Ca să vă întreb dacă putem veni și noi. Nu, dați-mi voie să vorbesc în privat cu domnul Clorna. Exact, vă rog frumos. Haideți, domnul Clorna, să discutăm. Deci, domnul Clorna a venit să fac o propunere dacă doriți să lucrați la asfaltarea drumului. La asfaltarea drumului! Vor fi maxim 3 persoane și prețul va fi de 150 de diamante de persoană, iar materialele vor fi oferite de către primărie. Nu, no, domn primar, eu am treabă cu peștele, n-am terminat-o de unde, nu se poate. Nu se poate. Bun, domnul Clorna. N-am domn primar pe mâinile mele. Ok, voi da. Mai discuta și cu ceilalți concetățeni. Exact. Vreau să văd unde este domnul Civanu, l-ați văzut? Domnul Civanu cred că s-a dus la somn, deci o adormit. Wow. L-am văzut pe cu burta în sus. Ok, da, nu e problemă. Da, haideți să mergem să stați gândi și unde e plotul dumneavoastră. Era în față aici. Cam cât costă un bloc? Deci, un bloc costă 5 diamante. Mai exact, o linie cât? În spate. 5 diamante, domnul Lucky. Un diamant. Haideți, veniți după mine aici. Eu am doar 5 diamante, deci... Da, o să extindeți doar o linie, nu e problemă. Uitați-vă la domnul Ezibaști, că ce-a mărit aici în spate. Este mărit de recent. Nu poate să fie o ofertă, adică dacă vrem... Full, nu putem, cum faceți pe o ofertă de diamante? Doar inițial când s-a deschis orășelul a fost oferta aceasta, ok? Însă cu extinderea de doar un diamant, acum costă 5 diamante,
Dar nu este problemă pentru că după ce construiți podul... Eu mi-am dorit de când a fost doar un diamant, v-am zis de atâta timp. Deci 50 de diamante... Nu, pe un diamant a costat doar extinderea laterală inițial. Aceea a fost oferta. După care va costa 5 diamante extinderea în spate. Dar după ce construiți podul, veți avea lejer. Am înțeles. Sau vreți să extindeți doar o linie în spate? O să vin altă dată, n-am nevoie să... Bun, astăzi am lucrat ca și primar, ați văzut, s-au întâmplat multe chestii. Primul polițist din orășel. Hai să mai punem și aici, avem o groază de chestii. Bun, păi, perfect momentan. Ne golim și noi inventarul, hăinuțe. O să iau mai multe cărți, o să fac niște contracte. Trebuie să ne ocupăm de căsuța aceasta, o să mai evolueze și primăria trebuie să ofere materialele necesare pentru pod. Cam asta este situația momentan, după care în episodul viitor sau peste două episoade va fi și drumul. Vom oferi buget și pentru drum, ok? Și ușor orașul acesta prinde viață. Dacă v-a plăcut, nu uitați de asemenea de like, subscribe și ne vedem la viitoare. Pa!